Sute de pensionari au dat cu subsemnatul la DNA Pitești în ultimele 3 luni de zile. Asta după ce mai mulți angajați de la comisiile de expertiză ale Casei de Pensii Argeș au fost audiați, iar 2 doctorițe au fost arestate. Ce vă întreba, spuneți, știi? Pensionarii din Argeș posta însă liniștiți. DNA i-a scos acum pe toți de sub urmărire penală. În schimb, cele 2 doctorițe de la Comisia de Expertiză Medicală a Casei de Pensii Argeș au fost trimise în judecată pentru luare de mită. Decizia vine la 3 luni de zile după ce doctorițele au fost arestate. În tot acest timp, 3 pensionari din Argeș s-au sinucis de teamă că vor ajunge la închisoare. A fost chemată, la comisie pe 11 aprilie, zice că aduce un mic cadou, câteva portale de miere. Și cu o sticlă de șampanie, așa ne-a spus copilul. Și acolo ce s-a întâmplat, ce a presat-o, ce a făcut, că a venit din om neom. Deci nu era halul care a ajuns acum, s-a dus și a făcut ce a făcut. A ieșit la pensie pe caz de boală și a venit aici și el mai lucra probabil câte ceva și cineva i-a făcut reclamații probabil și el o fiscă la închetează DNA-ul. Așa au zis și o fată, că așa a lăsat bine. Păi vedeți cum a primit plicul, cum s-a terminat, sărac. 56.650 de lei, respectiv 44.900 de lei sunt sumele totale primite de doctorițe. Era deja un obicei ca vârstnicii să le dea bani sau mici atenții medicilor, indiferent dacă erau sau nu bolnavi, pentru a trece cu ușurință de ziua comisiei. Acum, pentru ei, infernul s-a terminat.